găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Un motociclist a fost rănit în urma unui accident. Detalii imediat. Trei persoane au murit la locurile de muncă din Brașov și alte sute au fost rănite. Rezultate mai slabe ca în 2018 la evaluarea națională din acest an. Un motociclist a fost pulberat de un autoturism astăzi pe strada stadionului din Brașov. În urma impactului, acesta a fost rănit grav și transportat la spital. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 9:30 pe strada stadionului. Au intervenit un echipaj smurt și o auto specială cu apă și spumă. Motociclistul a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital. În acest caz, polițiștii fac verificări pentru a stabili cauzele în care s-a produs accidentul. Trei persoane au murit anul trecut în timp ce se aflau la locurile de muncă din Brașov, iar alte 311 au fost rănite și nu au putut să-și desfășoare activitățile pentru anumite perioade de timp. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă, în 2018 s-a înregistrat o creștere a numărului de evenimente raportate în comparație cu anul 2017, când au fost mai puține. Numărul accidentelor de muncă a rămas aproximativ la fel ca cel din 2017. Inspectorii de muncă au cercetat 523 de dosare și au descoperit 314 accidente de muncă produse la Brașov. Avem o creștere a numărului de evenimente raportate, dar avem o cifră sensibil egală cu anul 2017 în ce privește numărul de accidente de muncă. Avem peste 500 de evenimente raportate, 314 accidente de muncă, dintre care 311 au fost cu incapacitate temporară de muncă, deci mai puțin grave, oamenii și-au reluat activitatea, 3 dintre ele au fost mortale. De fapt, au fost 4 evenimente mortale, dar una dintre victime a fost în afara muncii. Cercetarea a relevat faptul că evenimentul s-a situat în afara muncii. În 2018 au fost efectuate 929 de controle la 1053 de angajatori în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă. Au scăpat de emoții absolvenții de clasa a 8-a, au aflat astăzi rezultatele la evaluarea națională. Acestea au fost făcute publice în școli, dar și pe site-ul edu.ro. Surprize neplăcute în acest an. Reprezentanții Inspectoratului Școlar spun că tinerii au obținut medii mult mai mici în comparație cu anii precedenți. Cu toții au sperat la note mari. Încercați de emoții au reușit însă să treacă cu brio pragul primului examen al maturității. Unii cu note mai mici, alții cu 10 pe linie, acum nu le rămâne decât să se gândească și să își aleagă ce vor face pe viitor. Am luat 9,75 la română și 10 la matematică și aș vrea să merg la Psagona Mate Informatică. Vara aceasta doresc să încep așa, să am un început pe cariera informaticii creând propriul meu joc. Am luat 9,25 la română și 9,5 pe la mate și sunt mulțumit, mă așteptam la puțin mai mult la română, dar e ok, vreau să continui pe Psagona. Sper să scadă puțin mediile, că la mate a fost destul de greu. Mihai și Rareș, de la școala gimnazială numărul 5 din Brașov, au reușit performanța de a obține aproape 10 pe linie. Aceștia vin și cu sfaturi pentru colegilor mai mici. A fost foarte bine, am luat 8,45 și 9,25. A fost bine, eu îmi doresc la Moisi, la Mate Info, deoarece am făcut Academia de Informatică și îmi place acolo. Media este una bună și sper să ajung. La limba română am luat 9,90, iar la matematică am luat 9,5. Puteam să iau mai mult la matematică, doar că am pierdut timpul la un punct, 20 de minute, și n-am mai putut să termin geometria. 9,52 am media generală și cred că pot să ajung la Psagona, că acolo îmi doresc. Mă bucur că am reușit să mă evaluez subiectiv pe mine însumi și în acest fel am reușit să obțin ce medie am crezut că iau și corectorii au fost de acord cu mine. Colegii mei se pare că au fost dezamăgiți, nu s-au evaluat corect. A fost bine, am luat 10 la matematică și 9,45 la română. Mă așteptam la mai mult la română, dar este ok, intru la ce vreau până la urmă. Eu mi-am încurajat colegii, pentru că bineînțeles că sunt prietenii mei și nu știu, la matematică îi sfătuiesc să dea contestații, dar la limba română nu, deoarece corectorii poate să zică, a, uite aici, a mai greșit, îi mai scădem un punct, e subiectiv.
Gradul de promovabilitate din acest an a fost de peste 70% înainte de contestații. Rezultatele din acest an de la evaluarea națională din această etapă, deci înainte de contestații, sunt mai mici decât ne-am fi așteptat și decât ne-am fi dorit, luând în comparație anii precedent. Sigur că avem 11 medii de 10, deci avem și rezultate excepționale și felicit pentru elevii care au obținut rezultatele acestea, dar per ansamblu rezultatele sunt mai mici, notele mai mici, așa cum am văzut eu, sunt la matematică. Acum, până la ora 8, părinții, elevii au posibilitatea să conteste aceste note și noi suntem aici pregătiți să le ducem în noaptea aceasta în județul unde se vor rezolva contestațiile. O imagine finală vom avea abia după ce vom primi rezultatele de la contestații. Media la evaluarea națională contează în proporție de 80% în media de admitere la liceu, iar 20% reprezintă media anilor de gimnaziu. Inspectoratul Școlar Județean Brașov derulează două proiecte prin care își propune să reducă numărul elevilor care abandonează școlile. În cadrul acestora se iau trei tipuri de măsuri conforme cu strategia în ceea ce privește reducerea părăsirii timpurii a școlii, măsuri de prevenire, de intervenție și de compensare. Unul dintre proiecte, intitulat Învață, dăruiește, dobândește, se derulează în 6 unități de învățământ, iar cel de-al doilea, intitulat Deschidem școala, deschidem viitorul, este implementat în alte 6 școli din județ. Am identificat categoric soluții pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii și diminuarea abandonului școlar, numai că aceste măsuri trebuie să aibă continuitate și coerență în condițiile în care aceste intervenții sunt susținute prin aceste proiecte cu fonduri europene când se vor finaliza. Noi avem obligația, într-adevăr, 5 ani de zile să asigurăm sustenabilitatea proiectelor, dar cred că ar fi mai potrivit ca aceste măsuri să fie generalizate, să fie la nivel de strategie și implementate la nivel național, pentru că nu numai Brașovul se confruntă cu aceste rezultate și cu aceste procente de abandon, ci este o situație la nivelul țării și în mod deosebit în mediul rural și în zonele defavorizate. Ambele proiecte sunt finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 cu peste 8 milioane de lei fiecare. Noi clase de învățământ profesional dual pentru viitorii electricieni. Reprezentanții din energie încep să investească în formarea profesională a tinerilor. Astfel, în anul școlar 2019-2020 se vor înființa mai multe clase de învățământ profesional dual la București și la Brașov. Grupul Electrica, de exemplu, va susține o clasă în sistem dual pe profil electric la Colegiul Mircea Cristea din Brașov. În sectorul energetic, tot mai multe companii se confruntă cu lipsa de personal calificat. Ia imaginați-vă cum ar arăta viața noastră fără o jumătate de oră de curent. Această jumătate de oră de curent lipsă nu va exista niciodată pentru simplul motiv că acești specialiști asta fac. Ne asigură nouă confortul de zi cu zi în întrebuințarea curentului în viața noastră. Invităm pe tineri să se gândească foarte bine la o astfel de alegere, o opțiune viabilă pentru viitorul lor, într-o meserie care le va aduce satisfacții profesionale incredibile. Încă din anii 80, domnul Nicolae este electrician, se bucură că are această ocazie de a învăța pe viitorii săi colegi ce înseamnă cu adevărat să ai o meserie în mâini. Rapiditatea este o altă caracteristică a unui bun electrician, ne spune domnul Nicolae. Dacă problema unei persoane nu este rezolvată în maxim 8 ore, compania primește penalizări. În primul rând trebuie să învețe meseria, să știe partea teoretică și apoi să aplice ce am învățat ca parte tehnică în firma noastră, unde să-și desfășoare activitatea pe mult timp, cu succesuri, trebuie să progreseze în timp, să țină pasul cu tehnologia și viitorul este asigurat. Cred că este foarte important acest proiect care a luat inițiativa societatea noastră pentru a-și dezvolta viitorii muncitori, meseriași, care să ducă mai departe societatea, că cei în vârstă se retrag. Domnul Nicolae se bucură că poate preda ștafeta mai departe și are încredere în noua generație. Ștefan este tânăr și ne mărturisește că a învățat pe lângă meserie un alt lucru important, munca în echipă. Consider că lucrul în echipă este foarte important.
ajută foarte mult să ai încredere în cel cu care ești. Încrederea vine din faptul că se știu cunoștințe, se știe meserie și de aceea cred că este foarte important programul acesta. M-a ajutat foarte mult colegul care am lucrat, faptul că m-a sprijinit, deci am început de la zero, faptul că m-a susținut și mi-a dat încredere, a fost o realizare în viață. Noi am dorit prin acest program să se înțeleagă foarte clar că copiii preluăm de acum, dar îi ducem până în final în cadrul societății noastre, îi pregătim și o să vadă că suntem foarte serioși. Deja am început să le pregătim laboratoarele, deja le-am pregătit și testarea, care echipamentele pentru teste, pentru a face practică pe ele. Perioada de înscriere este 24-26, mai rămas 25 de la ora, până la ora 17, în data de 26 de la 9 la 14. Mai avem, după această perioadă de înscriere, va urma în 27, testarea psihologică și testarea o testare tehnică. Nu trebuie să sperie, aceste testări noi dorim să vedem copiii au aptitudini tehnice, normal, iar testarea tehnică iarăși nu e de speriat și nu suntem, dorim să știm că știe să calculeze, e ceva ce și știe să înțeleagă un text, da? Și va citi un text și va avea întrebări, iar interviul, avem un interviu, vrem să-i cunoaștem, vrem să vedem din ce familii provin, vrem să vedem cum, de ce vor să vină în grupul nostru. Ca de fiecare dată, reprezentanții liceului Mircea Cristea răspund pozitiv atunci când este vorba de performanță și astfel s-au alăturat acestui proiect. Elevii au șansa de a lucra în servicii, ei nu lucrează în fabrică, cum se întâmplă în alte cazuri. Pe de altă parte, după absolvirea școlii profesionale, își pot deschide o firmă de antreprenoriat sau își pot continua studiile pe ruta liceu. Noi, fiind colegiul tehnic, avem și această posibilitate. Se spune că în acest domeniu nu ai voie să greșești pentru că este plin de responsabilități, trebuie să faci totul ca la carte. Cu toate acestea, este plin de satisfacții. Imagini incredibile surprinse de un șofer în zona Transfăgărășani. Câteva persoane au fost filmate în timp ce hrăneau doi urși și făceau selfie-uri cu animalele sălbatice. Mamiferele nu au devenit agresive, dar pericolul este mare, așa că nu încercați să luați exemplul acestor turiști. Auziți? Știți că sunt periculoși? Da, păi nu, dar nu e, apropiem tare. Nu vă apropiați tare, nu? Am înțeles. Dar dacă vă mușcă, știți că după aia o să apară la știri că ursul-i de vină. Dar dumneavoastră că v-ați apropiat de el așa, nu sunteți de vină, nu? Ăștia sunt puiuțe, mama lor o să fiu. A, păi și mama unde? Pentru că nu a venit. Am înțeles. Oamenii nu par speriați de faptul că în orice clipă ar putea fi atacați de urși. Hrănesc animalele și fac fotografii cu ele la o distanță de numai câțiva metri. Imaginile cu aceștia au ajuns pe mai multe rețele de socializare și au stârnit zeci de reacții negative la adresa turiștilor inconștienți. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme caldă. Minimele nopții vor coborî până la pragul de 15 grade Celsius. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 29 de grade Celsius, iar pe tot parcursul zilei, cerul se va menține senin și însorit. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine Gheorghe Alumițianu, fost ministru de finanțe și proaspăt demisionar din PNL. Rămâneți în continuare alături de programele noastre. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!